Domnule senator, sunteți inițiatorul unui proiect de lege care prevede majorarea pensiilor militare. Care sunt cele mai importante modificări? În primul rând, actualizarea soldei de grad. Cu alte cuvinte, în momentul de față, un subofițer care iese acum la pensie, are pensia mai mare decât un locotenent colonel care a ieșit acum 20 de ani. Și atunci, prin actualizarea soldei de grad, solda de grad a crescut între timp, prin această actualizare, pensiile vor ajunge la nivelul normal. Cu alte cuvinte, cine a fost comandant de unitate și a avut același număr de ani, același grad, trebuie să aibă aceeași pensie, chiar dacă omul este mai în vârstă. Și aici există o discrepanță mare, trebuie să se facă dreptate militarilor. De câțiva ani ei încearcă să ne atragă atenția asupra acestui lucru, nu prea au fost ascultați, din păcate, și cred că este momentul să se rezolve această problemă și este momentul înainte de alegeri, că promisiuni, eu sunt realist, se de multe ori în politică se fac promisiuni, dar se uită după aceea ceea ce s-a promis. Eu sper să reușim, suntem patru inițiatori liberali, bineînțeles acest lucru a fost discutat cu președintele Nicolae Ciucă, care ne-a încurajat să o facem cu un singur amendament, să scoatem demnitarii din, deci cum cazul dânsului, să nu beneficieze, ca să nu fie vreo discuție de acest gen. Deci doar militarii care nu sunt în funcții importante în momentul de față. Cum le răspunde celor care acuză că această lege privește, de fapt, pensiile speciale? Sunt pensii militare, nu pensii speciale. Eu o spun de mult și tot accentuez acest lucru. Când aud pe unii spunând că sunt pensii speciale, este un sistem care există în NATO. Facem parte din NATO, trebuie să ne aliniem la acel sistem. A existat o perioadă în care nu a fost contributivitate, a existat o perioadă în care pensiile au fost mici, nu se indexează așa cum se întâmplă la pensiile civile, dar în primul rând trebuie să ne gândim la ceea ce au făcut militarii, ce opreliște au avut în viață, în sensul că n-au putut să desfășoare foarte multe activități din cauza funcției și gradului și profesiei pe care au avut-o, plus, nu vă mai spun, cam cum o duc cu instrucția, cu pregătirea pentru război, cu faptul că, dau un exemplu și vă spun în cunoștință de cauză, pleci dintr-o localitate în alta, trebuie să raportezi comandantului că pleci și dacă spune comandantul rămâi, trebuie să rămâi. Faci de serviciu, nu e cum sunt gărzile sau așa ceva în sănătate. Faci de serviciu zile întregi, nimeni nu-ți dă nicio compensare, nimeni nu te bagă în seamă, n-ai voie să ai o firmă, n-ai voie să ai altă activitate, n-ai voie să ai o anumită conduită decât cea militară, plus încă o treabă, că războiul e pe aici, pe aproape. Nu merge să faci cum fac unii, când începe războiul pleci aici, te judecă imediat tribunalul militar și curtea marțială și ai încurcat-o. În ce stadiu se află acest proiect normativ? Și foarte important, o întrebare care s-a pus și atunci când a fost vorba de majorarea pensiilor civile. Vor fi în urma acestei legi pensii militare care vor scădea? Nu se poate așa ceva, pentru că se referă în primul rând la pensiile militare din trecut, cele care au fost afectate de salariile mai mici de atunci, de faptul că nu s-au făcut indexări. Nu o să existe militar care să aibă pensie mai mică decât cea pe care o au în plată în momentul de față. Domnule Guran, sunteți vicepreședinte al Partidului Național Liberal și vicepreședinte al Senatului. Care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, cele mai importante proiecte legislative pe care Parlamentul trebuie să le adopte în actuala sesiune parlamentară? Eu vă spun care sunt prioritățile noastre ale Partidului Național Liberal. Această lege cu pensiile militare, după care trebuie să corectăm ceva referitor la grupele de muncă și avem un proiect depus în acest sens, pentru că cei care au muncit în condiții grele, din păcate, au pierdut din pensie, pentru că nu s-a mai ținut cont de acele grupe. Și am venit cu un amendament și încercăm să schimbăm acest lucru, sperăm și aliații noștri dragi să înțeleagă și să voteze alături de noi, pentru că trebuie făcută această corectură.
Mai avem, inclusiv pentru pensionari, am văzut și chiar am rămas surprins. Un pensionar când merge să-și ia adeverință pentru vechime, ajunge să plătească și 2.000 de lei, 3.000 de lei pentru acea adeverință. Am venit cu un proiect de lege prin care cerem să plătească Ministerul Muncii aceste adeverințe, pentru că omul nu are nicio vină că nu s-a păstrat așa cum trebuie arhiva respectivă sau că arhiva a fost mutată la o firmă particulară, firmă particulară care trebuie să câștige ceva, dar să câștige de la stat, pentru că omul a muncit. Nu văd de ce să vină acum să plătească pentru a se adeveri că a muncit undeva. Mai avem o lege foarte importantă pentru diaspora, că încercăm să aducem oamenii care au căpătat experiența afară și unii au început să se întoarcă și să implementeze sistemul de lucru și managementul de afară din țările în care au lucrat. Deci să le facilităm venirea în țară prin diferite sume care se acordă pentru deschiderea unei afaceri, pentru promovare. Am văzut foarte mulți oameni care, uite, vă dau un exemplu, am rămas surprins în zona Blajului, am trecut și am văzut un câmp cultivat cu căpșuni. Omul a fost, cum se spune, căpșunarii sau nu știu ce, au bătut joc de românii noștri acolo și au muncit în condiții foarte grele. A venit cu experiența de acolo, cu tot ce trebuie și merge afacerea foarte bine în țară. Oamenii aceștia trebuie ajutați ca să vină în țară, să-și câștige existența și să trăiască mai bine decât trăiau acolo. Pentru că avem nevoie de această experiență și avem nevoie de forță de muncă. Sunt câteva dintre proiecte, bineînțeles, mai apar pe parcurs, dar în momentul de față încercăm să le dezvoltăm pe acestea și să facem de așa natură încât să și treacă. Sperăm să înțeleagă și colegii de coaliție acest lucru. Aici este o întrebare, pentru că vorbiți despre colegii de coaliție. Se observă că relația cu partenerii de guvernare se deteriorează din ce în ce mai mult odată ce ne apropiem de alegerile parlamentare și prezidențiale. Va mai exista acea majoritate parlamentară pentru a putea trece proiectele de lege pe care vi le doriți? Noi sperăm să le înțeleagă, pentru că, într-adevăr, avem o relație tensionată, dar în problemele majore ale țării ajungem la o concluzie comună și le votăm, votăm împreună legile și mergem înainte. Acum trebuie să înțelegem că suntem în perioada de precampanie și azi mâine în campanie și orice partid încearcă să obțină cât mai mult. Din păcate, colegii noștri de coaliție, întotdeauna, de când îi știu eu, după 90 încoace, au încercat să obțină tot. Și trebuie să înțeleagă că într-o coaliție trebuie să existe un echilibru, un respect și lucrurile să se hotărască împreună. Nu fiecare... Și cred că pot să mai spun un lucru. Exemplu, când a fost Nicolae Ciucă premierul României, orice hotărâre se lua prin discuții în coaliție, prin discuție cu Marcel Ciolacu. De când a venit Marcel Ciolacu premierul României, nu prea mai discută, începe să ia hotărâri de unul singur și acest lucru nu este benefic. Bine, mulți spun că noi am avut discuții și controverse din cauza unei legi, care nici nu există, nu mai există pe circuit și s-a închis. Nu, vă dau un exemplu, am avut mari discuții pe legea impozitării progresive, ceea ce vor să facă, pentru că nu suntem de acord. Liberalii susțin economia României, prin de când suntem, de 150 de ani aproape. Noi susținem acest lucru și spunem de fiecare dată, orice impozit pus în plus asupra celor care plătesc și muncesc, orice impozit de genul acesta împietează economia. La un moment dat se răsfrânge în nivel de trai, în putere de cumpărare și așa mai departe. Trebuie să punem la punct alte lucruri pe care nu le-au înțeles colegii noștri de coaliție de mult timp încoace și le continuă să le promoveze. Și mă refer aici la ajutoare sociale date celor care nu merită. Sunt de acord, dăm la copii, la oameni bătrâni, la neajutorați. Dar când trec prin teritoriu și văd drahon mai bine făcuți decât mine, că la ora 10 dimineața din ajutoare sociale stau pe marginea drumului și beau câte o țuică și când te duci, sunt om de afaceri și am nevoie de oameni pentru muncă sau colegi de-ai mei, merg și spun, băi, îți dau 200 de lei pe zi să vii la muncă. Problema asta nu este de azi, domnule senator. De ce credeți că se va rezolva? Cum se va rezolva acest lucru?
Uite, avem primari de ai noștri liberali unde am discutat și au înțeles și au început să elimine. Au zis, domnule, nu contează că nu mă votează, că mă votează ceilalți care înțeleg că nu pot unii să muncească și unii să stea acasă să primească. Și atunci lucrurile au început să se regleze. Sperăm să înțeleagă și primarii PSD și colegii de coaliție, domnule, nu mai încurajăm nemunca. Pentru că la noi s-a încurajat acest lucru. Dacă vă spun, treceți prin anumite localități, vedeți o grămadă de oameni că vin să-și ia ajutoare sociale și, culmea, unii coboară și din Mercedes-uri de alea cumpărate de prin Germania la mâna a doua. Domnule senator, sunteți cunoscut ca un om al bunei înțelegeri, al consensului. Doar la PSD există probleme? Probabil și la noi. Niciodată, ca într-o familie, nu greșește numai nevasta. Mai greșește și bărbatul uneori. Deci, ar fi și la noi probleme de percepție, de înțelegere, de, știu eu, diplomație. Dar în niciun caz nu se pune problema la Nicolae Ciucă, care este un diplomat și chiar noi, din partid, ne-am supărat de multe ori și i-am spus, domnule, dar haide un pic să facem ordine cu cei de la PSD și spunea, pentru binele țării trebuie să fie liniște, haide să ne înțelegem, haide să vedem ce se întâmplă, dar cred că i-a ajuns și lui și de asta s-a ajuns în situația în care lucrurile sunt atât de tensionate și cred eu că se detensionează doar dacă mai lasă puțin din aroganță PSD-ul. A fost în primăvară campania electorală pentru alegerile locale și europarlamentare. Urmează campania electorală pentru alegerile parlamentare și prezidențiale. Sunt perioade în care politicienii își îndreaptă mai mult atenția către doleanțele alegătorilor. Care sunt problemele cu care vin acum la dumneavoastră dâmbovițeni? În Dâmboviță avem probleme odată, avem foarte mulți pensionari. Sunt problemele lor referitoare la pensie. Într-o oarecare măsură s-au rezolvat și aici fac o paranteză. Creșterea pensiilor n-a fost făcută de PSD, a fost făcută de coaliție PNL plus PSD. Și mai ales măririle de-a lungul timpului, în mod special de PNL, nu este o laudă, e o realitate care se poate verifica. În același timp, locuri de muncă și locuri de muncă mai bine plătite, pentru că Dâmbovița este un județ sărac înconjurat de județe bogate. Lipsa investitorilor, perspectiva pentru tineri, nu au unde să se dezvolte, unde să, mai ales tinerii dotați intelectuali, pleacă de regulă în, știu eu, în București sau în alte orașe mari sau chiar pleacă din țară. De asemenea, fiind un județ cu destul de multă agricultură, sunt probleme în acest domeniu, mai ales cu seceta, deci irigațiile ar însemna iar ceva foarte important pentru dâmbovițeni. Căile de acces, drumurile care se tot povestește că se vor face și se tergiversează, deci sunt multe probleme de acest gen pe care sperăm ușor, ușor să le rezolvăm și sperăm ca dâmbovițenii să înțeleagă că o administrare liberală este mai bună pentru ei, pentru că întotdeauna ei au mers cu stânga. Dâmbovița are și un uriaș potențial turistic. De ce nu este valorificată mai mult această resursă? Pentru că nu, acum prin Angel Saligny am alocat bani, am discutat, de data asta m-am înțeles cu președintele de la PSD și împreună din cotele care au venit am alocat bani pentru calea de acces să se modernizeze pe zona Padina, pe zona respectivă unde potențialul turistic este uriaș. Deci noi suntem o alternativă la Bușteni-Sinaia fără probleme și este loc destul. Acum spun un lucru care va deranja, dar spun, acolo au fost niște interese imobiliare din partea unor prieteni al celor care au condus de-a lungul timpului, repet, foarte puțin sau aproape deloc n-au condus liberalii, ca să se înțeleagă cine sunt prietenii, și au cam încurcat, pentru că s-au cumpărat terenuri, haide să crească prețurile, haide că încurcăm să nu se construiască acolo, să nu se facă dincolo. Ei, în momentul de față încercăm să deblocăm și sper să mă înțeleg cu președintele PSD și cred că ne înțelegem la treaba asta, să deblocăm cumva, să înceapă investițiile acolo, dar să se facă un plan urbanistic foarte bine gândit, să nu apară clădire de 10 etaje și una de cu subsol, să arate foarte rău. Ceva frumos. Este potențial uriaș acolo, inclusiv cu pârtie de schi, cu de toate. Se poate face ceva deosebit.